propunerii spre atenție lista cetățenilor care au parvenit prin ședința de azi, din partea cetățenilor statului Cenac. Eu le-am dat toată un pic în inimă. În acest cerere, uitați-vă de o dată primul cerere, prima cerere care merge sus, eu o citesc. Este înaintată de către Caute Maria, care solicită corectarea erorii din titlul cu numărul care îl deține, din Caută Maria Petru, în Caută Maria Mitaie. Cine dintre aceia vă rog votați? După trece, nu știu chiar zi, un anii. Pentru că după etatul nu a fost scris corect. Asta e. Mai departe. Cererea numărul 25 pe 2 mai 2012, Corp Anghiera, solicită corectarea titlului cu numărul respectiv din intrarea la anul, unde s-au comis erori la suprafața terenului în timpul măsurării. Așa. În acest titlu, pe hartă, este una, realitatea este alta. Bine, acolo... Și trebuie să cer titlul corectat, așa. La rând să mergi vorba de corectat, dar va trebui corectat așa două titluri. Și vecinul. Și vecinul, pentru că dacă nu-l corectăm la vecin, înseamnă că acolo unul e suspendat, unul rămâne în aer. Înseamnă că aici va fi două întrebări. De a fi corectat titlul din intravilană doamnei Coipan Viera și... Și titlul care e în cauză. Și unul, unii îi lipsește pământul. La cine? Dumnezeu Ioan Cristofor. Așa, suportul financiar din cheltuielile primării. Pentru că primăria o eliberată este, ei au făcut că este, deci cheltuielile pe seama primării. Cine e cont, pentru... cont primar, da. Care a semnat. Cine pentru aceea vă rog consilieri votați? Nu, aici a fixat trebuie corect, cum spune Emel Ivan. Din contul primarului fost, care a fixat și-o dat de stat primarului. Dar spus și asta e permanent, e tot primărie. Dar ce primărie? El era primar în momentul dat. Atunci ea să ajungă la judecată atunci. Și apoi poate să ajungă. Și-a făcut așa trebuie. Noi trebuie să facem să iei verieță, dar mai departe, când nu ea să faci primăria, să scoate cheltuielile. Dar cheltuielile va scoate primăria mai departe din godul la cea care e vinovat. Din care este? Da, da. Dar din care sus am mai lăsut? Păi din... Dar cât costă? Să trebuie. Fă-te cât costă recuperul este la acest ordin? 200 de lei un punct. Din solul disponibil. Vă rog, cine e dintr-o asta? Pentru asta e chiar primarul responsabil sau poate așa care a măsurat. Eu cred că toți, cu o dată și nu mai spunem și responsabil. Dar nu, dar spune, spăteți primărie dacă e sala era cu așa ea și număr măsurat de aici. Spăteți primul lucru. Dar cine voi ștampieră și să metă la primarul? Care e problema? Eu nu știu, dar să ne consultăm cine poate să-mi dea moarte. Probleme, sunt cel mai cel care a măsurat. Da. De unde el știe, unde e hatul? Vă rog, dați la plăcerea să uite unii casa, unii pământul, ștățăi să și hai să o terminăm, chiar așa e fiecare punct, ne faceți într-o înțânțar, faceți să-l păsa și aveți să o termin într-o oră sau ori jumătate. Cred că lucrurile astea s-au discutat în comisii, vă rog frumos, Andrei Lăspăși, ați fost la comisie. Vă ați informat? Deși mai avea mâine, iar polemizăm a doua oară. Deci ce-ți fac comisiile astea? La comisie nu s-a discutat din contul cui. Da. Vasile Chioșa, dar nu polemizare, e propunere, ne-am luat propunții în contul primarului. Dar noi, dacă s-a discutat întrebările în comisia, nu mai trebuie să ridică mâna. Păi, sunt o discutare, ce mare de contul cui. Nu s-a discutat întrebarea absolut la comisie din contul cui ești cheltuieli. Dar să ajungă întrebarea asta, că când ați dă-i primărie să o facă, spui din contul cui să faci. Trebuie chemat și persoana dată la ședința și de lămurire. Este aici atunci. Dar sunt toți plecua și nu aici persoană, nu-i luau de primar. Primăria asta. Era să mă gândesc eu, era să vă ocupim de un loc și ăla. Dar cum să ocupi dacă îi pânt dinaintea ușa? Nu, acolo, aici care... Trebuie să te fumea jertii din dos. Aici care o fără, că ai o măsurat, aici e o comisie lor, vezi. Și el nu a văzut că ai... Nu vrem, dar este... Poftim? El nu a văzut că ai... Degeaba mă ieși la funcția de primar când semnezi, nu-ți vezi chiar că băcatul ăla de pământ. Eu știu că de prost tot mă dădeau așa și să cunosc, băi, că eu la o musela până în poartă. Hai să nu mai de politica la... Părerea în cauză în felul următor. Primăria de efectua erorile comisie, cetățenii cu Șoipan și Zmiul Popchip. Și ocuparea să ne... Trebuie, nu știu, nu vreau. Primăria e scoate cu totul așa vinovat. Cine dintre așa e vădă pe loc vătați cu zbire? Vă rog, împotrivă. Nu merge să se auzau de bunii. Bun. Decizia o trecut. Primăria va efectua? Da. Cau efectuele, adică corectările care trebuie. Mai dar cum e pincios? S-o loc ori Barbara, știți întrebarea care, că o fost Viera, dar e Barbara. Și iată, acum și el îi înscrie în sub numele Barbara, următoarea cerere, clar? Da, e clar. Ce pentru asta vă rog? Da. S-a vorbit. Mâine jos, mai departe.
Doamna Martare Zinaida de cere 1000 de lei pentru procurarea medicamentelor bolnavă. Doamna, poate confirmi de la punctul medical, da? Notă 500 și aici. Comisia a propus 500, da? Medicamentele sunt toate compensate cu prețul redus. Nu, noi întrebăm. Și cele 1000, dar este 500. E bolnavă și medicamentele trebuie. Ei depinde de medicamente. Poftim, domnule, cere 1000. Propunerea. Care? Propunem 500. 500, da? Mai este altă propunere. 1000. Așa, prima au fost 500 și a doilea 1000. Cine e pentru 500? Dar pe ce medicamente? Eu pot să votez. Ia înțeleg, ghipoate, te-ai permanent răspunde. Ia înțeleg, sumă, nu medicamente. Suma. E suma și la cine au Da. Păi bine, doamna Slobotean, eu cred că dacă mie de chef, șefii de sunt conștient, a spus suma. Mai greșit decât noi, da? Cum aș mai bine. Și adică să ne reducem? Cine e pentru 500 de lei? Vă rog, votați cu consiliere. 1, 2, 3, 4. Împotrivă? S-a abținut? Restul. Atunci cine e pentru suma de 4 de 1000 de lei? Vă rog, votați. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dar nu mi-e asta de simplu, nu bie, nu e alcoolic, dar nu ajuns niciodată la prietenul meu. Nu, și unul și altul vă propune sau același număr de voturi. Vă rog că revizuiți lucrurile dumneavoastră. Puneți din nou la vot, ori cum eu altă... Ori nu am din 30 de vot. Vă lăsați mai 1000 și 1000 de lei numai pe la Chișinău, îi trebuie 100 de lei să duc să vin. Nu știu 1000. Ce nu lucrează? Vă legeți vă lucrează. Dar nu pensionare. Da, e pensionare. Nu e pensionare. Puneți la vot, vă să vină. Nu e pensionare. Și vă fetilor, eu mă pensionat, eu tot știu că nu știu că de pe lună. E la pensie, el a pensionat de 750 lei sau 750. Eu de atât așa am spus, luăm între 1500 și jumătate și punem 750. Hai, dați-le, nici așa, nici așa. Cum e propunerea? Păi propune și sânul că aveți dreptul. Cu propus. Eu am... Cum s-a fost da. Poftim, prima vreați... Punem 1000 de lei și dați cum spune, că eu știu că femeia asta nu-mi plac pe mine. Din sistem așa care votat la 500, îți treacă la propunerea de 1000 de lei. Cine dintre aceia de acorda ajutor de 1000 de lei, vă rog votați. Împotrivă? S-a abținut? 1. Împotrivă. Și ce ne-a luat la Sergei să... S-a examinat. Și nu mai facem povilere de că avem 2 ore fix de ședință. Pentru că s-a început la 25 și l-am început. Înseamnă că sesiunea de astăzi se declară închisă. Și vă spunem la revedere. Am întrebare când vine secretar. Îmi pare bine că nu vă cere data trecut, dar și s-o retras-o sau nu? Ce? Cere o... A fost spus că la sesiune ordinară. La sesiune ordinară. Ce m-a spus? Apoi. Ce votar? N-am apoi la fel. La ședința ordinară. V-a spus cum cere tot. Asta e extraordinară. Să întreb, am și domnul care ne-a filmat. Cum ne-a spus? Curaj.tv. Curaj.tv. Dar cu ce scop nevastră a venit? Cu scopul accesul la informații care e un drept fundamental, ședințele publice, suportați-ne altfel. Da. Cum ați spus, orice cetățean poate intra, eu sunt cetățean al țării, deci avem acces conform. Da, vedeți când acolo noi am mai avut mai spate. Păi, da, dar și au fost schițe, și au fost probleme, sigur. Da. Așa apare democrația în ăsta. Decizia se primește prin votul a mai multor oameni, inclusiv votează sau nu votează. Mulțumesc că ne-ați suportat. Noi nu mai avem niște sărbători, nu uitați de ieșit de dânsul.